poate fi mai plăcut într-o zi de vară decât să stai la o terasă, să te relaxezi și să savurezi un cocktail? Pentru că acum avem nevoie de astfel de băuturi răcoritoare, noi am învățat și cum se prepară. Lămâia și menta sunt ingredientele minune pentru o băutură răcoritoare. Pentru o după-amiază de vară, barmanul ne-a propus un mojito, cocktail cubanez popular. Un mojito, o băutură pe bază de rom răcoritoare, cu mentă, ca să fie cât mai răcoros pentru vremea caniculară de afară. O băutură solicitată? Ce? Da, foarte, cea mai solicitată pe timp de vară, având în vedere că e foarte răcoritoare. E pe bază de mentă și te răcurești foarte bine. Lime-ul se pisează ca să scoată aroma din fruct. Pentru că lime este un fruct care și-a aroma din coajă, nu din miez. De acolo sunt lime și mie? Da. Este mult mai aromat și mult mai răcoritor. Frunzele de mentă când le pui în pahar, de aceea le și bat. Multă lume sfiat degeaba ca să scoată frunzele uleiul de mentă. Din el să fie cât mai răcoritor. Printre băuturile răcoritoare fără alcool, cea mai apreciată este limonada, dar sunt la mare căutare și sucurile naturale. Limonada, ce client vrea limonada cu mentă? Alții preferă cu strop, alții cu fructe proaspete. Seara, terasele din Galați sunt pline de oameni în căutarea unei oaze de răcoare. Dacă majoritatea bărbaților preferă berea, femeile aleg cocktailurile cu mentă și gheață.